Oțelul Galați a startul noului sezon de Superliga la Botoșani, luni după amiază. După câteva săptămâni de pregătire intensă pentru elevii săi, Dorinel Muntanu speră acum la rezultate superioare celor obținute în anul competițional anterior și asta în ciuda faptului că antrenorul presimte că anul acesta va fi unul cu rezultate și mai bune din partea tuturor componentelor primului eșalon. Ne așteptăm la un sezon mult mai greu din toate punctele de vedere. Suntem în așteptarea confirmării transferurilor a câtorva jucători, unii deja prezenți la echipă, alții urmând să sosească în curând. Este o perioadă dificilă pentru a aduce jucători la bugetul nostru, dar facem tot posibilul să ne consolidăm lotul. Cei care au venit mai târziu trebuie integrați rapid. Sunt convins că lotul este mult mai valoros decât cel din sezonul trecut, dar coeziunea și adaptarea rapidă sunt esențiale pentru a construi o echipă competitivă, a declarat Dorinel Munteanu. Înainte de primul meci din turul acestui sezon, Dorinel Munteanu a avut și un mesaj special pentru fanii grupării de la Malul Dunării. Le transmit fanilor să aibă răbdare și să fie alături de echipă. Cred că un suporter adevărat este cel care stă lângă echipă în orice moment și are încredere în ea. A mai adăugat Dorinel Munteanu potrivit monitorului de galați. Oțelul Galați va debuta în noul sezon de Superliga luni pe municipalul din Botoșani, urmând ca în cea de-a doua etapă să primească vizita celor de la Farul Constanța.